Pentru că tot am fost întrebat în ultima perioadă despre asta, am să explic astăzi cum îmi pun eu cue point-urile pe piese. Salut, sunt Michael Starr, bun venit la Starr TV! Vorbim astăzi despre cue point-uri. Nu despre cue point-uri în general, pentru că deja am făcut tutorial în care am explicat cam tot ce se putea explica despre cue point-uri. O să explic astăzi doar cum îmi pun eu cue point-urile pe piese. Ținem cont de faptul că eu lucrez cu Traktor Control S8, care îmi dă posibilitatea să lucrez cu 8 cue point-uri. Am 8 paduri cu care pot să mă joc cu cue point-urile în permanență. Hai să deschidem tractorul și să ne ocupăm de ele. În primul rând, toate cue point-urile mele sunt puse pe timpul 1, la început de frază muzicală, cu mici excepții. De exemplu, am aici cue point-ul cu numărul 3, care e pe timpul 3 și l-am pus aici pentru că acolo am o voce cu care pot să mă joc în mix. Cue point-ul cu numărul 5, în cazul de față, I'm a body maker. E pe timpul 1, dar e la final de frază muzicală. În al doilea rând, pentru că sunt destul de ordonat, îmi pun cue point-urile în ordine, de la 1 la 8 sau de la 1 la câte cue point-uri am pe piesa respectivă. Ei, hai să le luăm pe rând. Pe fiecare piesă am cel puțin un grid point și îl pun pe timpul 1, clar, acolo unde am kick sau un alt sunet care îmi permite să pun gridul bine. În cazul de față, e chiar la început, dar dacă luăm piesa asta, observăm că gridul meu e cue point-ul cu numărul 2, e undeva la 12 secunde. Chiar dacă eu pun piesa de la început, aici am putut să am o imagine vizuală bună și să pun gridul cum trebuie. Dacă piesa pică la un moment dat în BPM mai mic și dacă e nevoie, mai pun un grid acolo unde BPM-ul revine la cel inițial. De exemplu, aici. Am un grid la început și mai am unul pe aici. Dacă îl șterg, de exemplu, observăm că gridul s-a deplasat și mi se pare absolut normal și clar de înțeles pentru toată lumea de ce am pus încă un grid aici. Bun, pe aproape fiecare piesă îmi pun un fade-in, fără funcție activată, acolo unde vreau să las piesa singură. În felul ăsta am un reper vizual și știu că trebuie să mixez până la cue point-ul respectiv. De exemplu, aici e cue point-ul cu numărul 4. Aici începe vocea, știu dinainte, fără să trebuiască să stau să ascult la căști, că acolo începe partea importantă din piesă și că trebuie să o las singură. Mai departe, acolo unde este cazul, îmi pun un load. Știu că piesa asta, de exemplu, o pun întotdeauna de aici și mi-am pus un load marker activ. De fiecare dată când o să încarc piesa asta într-un deck, piesa se va încărca de la load marker, de la cue point-ul cu numărul 2. De exemplu, bun, am mai explicat asta și în tutorialul despre cue point-uri. Îmi pun și loop-uri pe piesă și le pun în general acolo unde vreau să mixez cu următoarea piesă. În funcție de piesă și de petrecere, să spunem în piesa asta, poate vreau să ies aici din piesă, la loop-ul cu numărul 3, la cue point-ul cu numărul 3. Sau poate vreau să las mai mult piesa și ies undeva la cue point-ul cu numărul 4. Îmi pun de foarte multe ori și fade-out. Și aici fără funcție activă. De obicei pun un fade-out chiar la final de piesă, acolo unde am un crash sau un alt sunet de final care cred eu că o să mă ajute la un moment dat în mix. De exemplu, aici am cue point-ul numărul 8. L-am pus și îl folosesc de multe ori în mix. Eu știu, în loc să las volumul jos, mă duc pe timpul 1 din piesa următoare direct la cue point-ul cu numărul 8 și dă oarecare cursivitate mixului. Mai folosesc fade-out și acolo unde există în piesă o parte care nu-mi place. Dacă am un fade-out aici, de exemplu, numărul 6, știu că niciodată, nici măcar o dată n-am să las piesa la program să depășească cue point-ul ăsta. Știu că aici e undeva o parte care mie nu-mi place și nu vreau să o las la program.
am un reper vizual, văd totul bine de la început, nu trebuie să fac probleme. E clar, o să intru cu piesa următoare înainte de partea asta de piesă. Aici am pus cue point-ul cu numărul 6, doar așa ca exemplu, în piesa de față nu e cazul. Îmi pun și cue point-uri normale, albastre, și le pun de obicei acolo unde se întâmplă lucruri importante în piesă. Am zis și mai devreme, am aici o voce, am aici o altă voce, I'm a body maker. Sau să luăm altă piesă, aici începe așa, de la cue point-ul cu numărul 2 începe o altă frază muzicală și în principiu cam așa îmi pun eu cue point-urile pe piese. Evident, nu există moduri incorrecte de a-ți pune cue point-urile, cu mici excepții. În funcție de ce muzică pui, în funcție de cum pui tu muzică, îți aranjezi cue point-urile astfel încât să te ajute cât se poate de mult la pupitru. Dacă vrei să ne spui cum folosești tu cue point-urile, secțiunea de comentarii de pe YouTube îți stă la dispoziție. Evident, mă găsești și pe Facebook și pe Instagram. Nu uita nici de tv.michaelstar.ro, acolo găsești toate materialele video frumos și drăguț ordonate și aranjate. Și apropo de tv.michaelstar.ro, mulțumesc www.dornan.ro pentru găzduire, băieții ăștia fac treabă chiar foarte, foarte bună. Mulțumesc și Expert Music pentru susținere, spor la muzici și petrecere reușite. Ciao, ciao!